Periuța de dinți. Bună, copii! Cât de repede fugiți! Bună! Jucăm prinselea! Salutare! Hei! Să ne jucăm cu Verzilă! Nu! Nu vreau să mă joc cu el! Are un dinte murdar! Da, e murdar! Oh! Hei! Încearcă să mă prinzi! Te-am prins! Oh, știți ce este asta, copii? Știu eu, e o mătură. Tu chiar ești sigur, Milu? Da, e o mătură, să cureți podeaua cu ea. Vă spun eu, copii, e o... E o scărpinătoare. O scărpinătoare? Așa e? Și cum crezi că funcționează, Pandi? Nu-ți fie frică! Așa! O scărpinătoare bună! Acum eu! E o scărpinătoare grea. Știți, copilași, o mătură și o scărpinătoare nu sunt pentru copii mici. E o perie de dinți. O perie? Pentru dinți? Ai cui? Pentru dinți foarte mari. Ha, chiar știu! Pentru dinții mari ai lui Verzilă. Foarte bine, Ariciu. Ia uitați-vă ce dinți curați și frumoși are crocodilul nostru. Să-l călărim pe Verzilă! Ce bine e când avem dinții curați. Mulțumim, perie de dinți. Mulțumim, copii. Spălatul pe dinți. Să zâmbim cu mult curaj. Da, da, da. După un bun periaj. Da, da, da. Periuța și cu pasta, apa de clătit gura. Ne distrăm când ne spălăm pe dinți. Da, da, da. Sus, 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 sus. Albi sunt dințișorii. Jos, 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 jos. Albi sunt dințișorii. Ne spălăm seara pe dinți, dimineața iar pe dinți. Sus și-n jos și-n sus. Sus, 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 sus. Dințișori puternici. Jos, 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 jos. Dințișori puternici. Dinții curățați vor fi mai puternici. Sus și-n jos și-n sus. E purașul Veverița. Spală dinții și gurița. Cerbul și el printre ei. Pe dinți se spală toți trei. Cățelușul și felina și cu hipore dintr-una. Se spală și ei pe dinți, animalele cu minți. Sus, 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 sus. Albi sunt dințișorii. Jos, 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 jos. Albi sunt dințișorii. Dinții curățați vor fi mai puternici. Sus și jos și sus. Dinții curățați vor fi mai puternici. Sus și jos și sus. Sus și jos și sus. Săpunul lunecos. Bună dimineața, copilași! Bună! Salut! Bună dimineața! E timpul să ne trezim. A început o nouă zi și trebuie să vedem ce alte lucruri interesante ne așteaptă. Pe mine! Mă așteaptă pe mine! Copilași, care este primul lucru pe care îl facem după ce ne trezim? Ne facem paturile! Așa e, Ariciu!
Foarte bine, Pandi! Bună treabă, copilași! Iar acum să ne spălăm! Așa e, Țopa! Acum trebuie să te speli! Oh, e prima! E prima! Nu trebuie să ne grăbim! Oh, oh, mi-am uitat prosopul! Stai așa, mai încep, Pandi! Pandi s-a spălat deja? Ce rapid! Și noi suntem rapizi! Unde a dispărut săpunul? Am alunecat! Alunecat? Înțeleg acum unde este săpunul. A, uite! Să mergem după săpun. Ta-da! Acolo! Pe acolo! Aici erai, Pandi! Nu poți să-i prind! Săpunul este așa alunecos! Prea alunecos pentru mine! Da, Pandi, săpunul devine extrem de alunecos când se umezește. Cum îl vei prinde? Lucrăm împreună! Foarte bună idee, Țopa! Ulea! Am reușit! Acum putem toți să ne spălăm. Ia uitați-vă la baloane! Acum suntem cu toții săpuniți! Copii, după ce vă veți spăla, vă veți simți împrospătați și pregătiți pentru o nouă zi de joacă. Nu este așa, Pandi? Spălatul. Ia spuneți-mi, copilași, unde ați pornit voi așa de vreme? Mergem să ne spălăm! N-are rost să stai în pat cu zilele, când te așteaptă jucăriile. Hai trezirea să pornim, înspre baie ne urnim. Hai spălarea ca să ne trezim. N-are rost să stai în pat cu zilele, când te așteaptă jucăriile. Hai trezirea să pornim, înspre baie ne urnim. Ne spălăm pe față ca să ne trezim. Haide, grohi, să ne spălăm! De ce? Ne ajută să ne trezim. Uite săpunul și un prosop cu care să te ștergi și un scaunel să te ajute. Ce aș avea nevoie de un scaunel să mă spăl? Ca să ajungi să te clătești. De săpun. Ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe față, față, ca să fim frumoși de dimineață. Dimineață. Și spălăm și ochii, ochii, și năsucul, da, da. Și când terminăm, ne putem juca. Înspre baie ne urnim acum. Ne spălăm pe ochi și ne trezim. Patul făcut. Bună dimineața, copilași! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! E timpul să vă treziți și să vă faceți paturile. Bine! Mm-hmm. Foarte bine, Ariciu! Excelent, Grohi! Iar tu, Pandi? Unde e Pandi? Aici! Pandi, ți-ai făcut și tu patul ca ceilalți? N-a! Haide, Pandi! Gata! Ești sigură? Așa? Perna și păturica se vor murdări astfel. Bine! O să le curăț! O curățăm!
1, 2, 3! Ai curățat atât de repede, Pandi! Da! M-am descurcat bine! Ai făcut patul? Ha! Da! L-am făcut! Cred că ni se face somn. Haideți la pătuțuri, copilași! Cine adorme primul va visa un elefant roz. Dar unde e patul tău? L-am curățat și l-am pus bine. Deci așa ți-ai făcut tu patul. Mai ții minte unde l-ai pus? Acum că v-ați făcut treaba, vă puteți odihni. Deci, cine va vedea primul elefantul roz? Treabă în casă. Pandi, copiii au treburi de făcut în casă? Mi-am pus ghetuțele! Iepurașul are o casă, șoricelul are o casă. Noi știm locul cărților și al jucărilor. Ne-am jucat, ne-am plictisit, iar acum ne-am stivuit. Dăm cu mătura, cu puful, cu făroșul, pe mătuful. Îi ajutăm pe mami și pe tati. Dăm cu mătura, cu puful, cu fărașul, pe mătuful. Îi ajutăm pe mami și pe tati. Am pus totul la loc. Da! Nu! Ariciule, și tu trebuie să te pui în cutie. De ce? Pentru că m-am jucat cu tine. Am dormit și am visat visele plăcute, însă paturile noastre sunt încă nefăcute. Am dormit și am visat, patul noi l-am aranjat. Dăm cu mătura, cu puful, cu fărașul, pe mătuful. Îi ajutăm pe mami și pe tate. Dăm cu mătura, cu puful, cu fărașul, pe mătuful. Îi ajutăm pe mami și pe tati. E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Da! Dințișori de lapte. Grohi și Pandi sunt cele mai bune prietene. Ele fac totul împreună. Bună, fetelor! Bună! Bună! Ce veți face voi azi? Veți bea ceaiul cu o gustare ca niște mici prințese, nu-i așa? Da! Dar aveți grijă, plăcinta este foarte fierbinte, iar înghețata foarte rece. Fierbinte? Da, foarte rece! Plăcinta este prea fierbinte, iar înghețata prea rece.
cum le vom mânca noi cu dințișorii noștri de lapte? Oricum e prea fierbinte! Oricum e prea rece! Înghețată! Nu fi atât de rece! Plăcinta mea, te rog mult, nu fi atât de fierbinte! Funcționează? Nu! Dar ce ziceți dacă amestecăm rece cu fierbinte? Împreună! Ura! Înghețata nu mai este așa rece! Iar plăcinta nu mai e fierbinte! Nu atât de fierbinte și nu atât de rece! Minunat, fetelor! Merg atât de bine împreună și sunt mai gustoase! Fierbinte și rece. Ceaiul e fierbinte. Foarte! Și ce este rece? Gheața! Gheața este rece! Uf, uf, uf! Ai, ce fierbinte este ceaiul! Uf, uf, uf! Supa e și ea fierbinte! Uf, uf, uf! Ceaiul și supa fierbinte. Ține minte, ține minte, când le atingi să spui uf, uf! Vom sufla și vom sufla și vom sufla fie ce-o fi, până când ceaiul se va răci. Vom sufla și vom sufla și vom sufla fie ce-o fi, până când ceaiul se va răci. Nisipul e fierbinte vara! Și Pandi întotdeauna găsesc sau inventează un joc distractiv. Bună ziua, copii! Îl iau cu lopata! Acum tu! Bună! Bună ziua! Noi ne jucăm de bățescusele! Pandi, dacă tu mijești, închide ochii și numără până la 5. 1, 2, 3, 4, 5! Cine? Nu-i gata? Îl iau pe lopata! Țopa! Iuhu! Țopa! Te-am găsit! Deja? Pandi, ești bună la căutat! Poate țopa se va ascunde din nou? Țopa, ori de câte ori te-ai ascuns, urechile tale lungi și albastre mereu se zăreau de după ascunzătoare. Se zăreau! Pandi, îi dăm voie lui Țopa să se mai ascundă o dată? Unu, Țopa, trebuie să-ți găsești o ascunzătoare în care îți vor intra și urechile. Gata! Înăuntră!
sunt? Sunt înăuntru? Da, Țopa. Și Coda e afară. Te-am găsit! Foarte bine, Țopa. Data viitoare, fii atent și la codiță. Acum e rândul tău. Înăuntru și afară. Țopa, unde ești? Sunt înăuntru! Și tu, Pandi? Afară! Iar acum? Înăuntru! În căsuță! Uită-te, uită-te, în căsuță cine e? În casă cine e? Noi suntem, vom mânca toate bombonelele. Da, bombonelele. Pentru că afară plouă, vântul bate tare, tare. Înăuntru e mai bine și distracția este mare. Am fost înăuntru, acum sunt afară. Am fost afară, acum sunt înăuntru. Hârtia bomboanei e afară, iar bomboana înăuntru. Uită-te, uită-te, cine locuiește aici, în acest copăcel? Mica păsărică așteaptă, până ce vremea se îndreaptă, în acel copăcel. Iar acum uite-o cum zboară, fiindcă e frumos afară. Nici o urmă de nori gri, bucurie, dragi copii! Floarea. Ariciu, ia spune-mi, în ce te-ai costumat? Sunt un magician. Bravo! Știi și niște cuvinte magice? Știu! Bună ziua! Sigur că știi! Bună, Ariciu! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bagheta, sclipici! Țopa, nu cumva ai uitat cuvintele magice? Dan! Țopa! Dan, te rog! Poftim! Te rog frumos! Bună ziua! Te rog! Pa, pa! La revedere! Scuze! Scuzați-mă! Mulțumesc! De cuvinte magice, orice copil poate deveni un magician. Cuvinte magice. Știți ce cuvinte sunt cu adevărat magice? Am
Abracadabra? Simsalabim? Vrei să fii magician, magician, magician? Fă-ți repede rost de o baghetă cu o stea, iar apoi înveți rapid, iar apoi înveți rapid tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui, niciun prec, poc, por, niciun chec scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu-i ridică, nu-i bomboană, nu. Dar pentru început, hai zi și tu, salut! Facem rost de o baghetă cu o stea, iar apoi vom învăța, iar apoi vom învăța tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui, niciun prec, boc, bor, niciun chec scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu-i ridiche, nici putut nu e. Doar cuvinte ce ne umplu zilele. Doar cuvinte ce ne umplu zilele. Micul camion. Titi! Titi! Bună ziua, dragii mei! Bună! Ce camionaș drăguț aveți voi acolo! Aha! Săracul camion. E minunat, desigur, însă e cam vechi, nu-i așa? Vechi, dar încă merge. O să te reparăm noi. Ia te uită, Țopa! Ai găsit o nouă mașină? E nouă! Și e rapidă! Ce mașină! E nouă! Poți să mă iei și pe mine? Sigur, urcă! Wow! Noua mașinuță e tare drăguță, dar e cam periculos să mergi cu ea. Oh! Mă întreb oare ce pun la cale cei mici? Ce grozav, copii! Acum puteți merge împreună în vechiul camion care este tras de noua mașină. Nou și vechi. Camion vechi. Camion nou. Uite aici avem o nouă cărticică, și pe ea e desenat o floricică. Are o copertă roșie frumoasă, este nouă, cartonată și lucioasă. Dar aceasta este veche și uzată. Vai, săraca, ruptă toată. Noi am recitit-o pe nerăsuflate. Are pagini smulse și pătate, însă ea mi-e cea mai dragă carte.
Dacă te joci mult cu el, s-ar putea să se strice. Dar dacă îl vei vopsi, apoi va arăta ca nou. Ia priviți, e ca nou. Casa asta e veche și cam prăpădită. Casa nouă e albă, proaspăt construită. Însă timpul trece în zbor, cum bine știi. Casa nouă se va învechi. Casa nouă se va învechi. E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța, da! Pod. Astăzi, Țopa și Pandi au decis să se joace de-a alpiniștii. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Bună! Sunteți gata să urcați un munte ca niște adevărați alpiniști? Pe locuri! Fiți gata? Start! Ura! Ce curajoși! Uite cât de departe ați ajuns! Da! Atât de sus! Da! Da, da! Și ce veți face acum? Veți coborâ? Nu! Vom schimba! Veți schimba munții? Bună idee! Dar cum veți trece de prăpastie? Pe un pod! Uite! Un pod! Uite, Țopă! Haide! Hai pe el! A zburat! Un pod de hârtie e prea ușor și instabil. Să încercăm să găsim altceva. Un pod din linguri? S-ar putea să funcționeze. Nu a funcționat. Lingurile din metal sunt rezistente, Țopa. Însă ele nu sunt potrivite pentru un pod, pentru că nu poți călca pe ele. Țopa, uite! Cred că Pandi a găsit ceva. Am găsit asta! Un adevărat pod de lemn. Bună treabă, Pandi! Și acum să coborâm! Este o cursă! Minunat! Pe locuri fiți gata, start! Ce bine că sunt atâtea obiecte în jurul nostru făcute din atâtea materiale! Din ce e făcut? Din ce oare e făcut? Din ce este făcut? Toate obiectele din jur, oare cine le-a făcut? Din ce e făcută cartea, furculița, lingurița? Poate așa aflăm din ce este făcută periuța. Cartea este din hârtie, foaia asta e la fel, scaunelul și cupatul sunt făcute doar din lemn. Laptele este în sticlă, din metal e lingura. Sunt atâtea materiale, pe toate le vom afla. Dintr-un cauciuc e mingea, iar în apă când o dăm, mergem după ea în cizme și uite așa nu ne udăm. Periuța e din plastic,
Coburile sunt la fel, material complex și tare, cu nuanțe fel de fel. Iată o casă din piatră, și din piatră toată e. Sunt atâtea materiale, plastic, lemne și metale, cauciuc, sticlă, mătase. Despre ele am cântat. În atelier. Bună ziua, copii! Bine ați venit în atelierul bunicului. El e bunicul. Bună, copii! Salutare! Bună! Salutare! Ce e camera asta? E atelierul meu. Vă place? Da! Pentru ce atelierul? Aici fac obiecte din lemn. Asta e din lemn? Da, Milu. Pentru a face această cutie, mai întâi tăiem lemnul în bucăți de scândură, apoi le lipim pentru a face partea de jos și lateralele. Apoi facem un capac. Elefantul e făcut din scânduri? Grohi, acest elefant este făcut din lemn, dar nu din scânduri. E sculptat într-o bucată mare de lemn. Acolo ce e? E un loc de joacă. Loc de joacă! Loc de joacă! Stați, copii! Fețele au căzut! Caruselul nu se învârte, iar leagănul nu merge în sus și în jos. Ei bine, copii, multe din lucrurile din acest atelier încă nu sunt terminate. Mă gândeam să le terminăm împreună. Noi? Da, vreți să mă ajutați, nu-i așa? Da, vom ajuta! Ajutăm, dar cum? O să începem prin a pune treptele scării. Le aveți acolo la picioare. Perfect! Ariciu și Milu, o puteți ajuta pe Grohi? O scară! Făcute toate din lemn! Acum urmează leagănul. Asta e, ați reușit! Un pic mai la stânga, mai jos. Minunat! Acum caruselul. Cu grijă, Grohi, e tare greu. Bună treabă! Acum vă puteți juca! Copii, lucrând atât de bine împreună în echipă, ați amenajat locul de joacă și noi toți ne putem juca aici! Bravo! Lemn! Bună, Milu! Ce duci tu acolo? Un scaun sau poate o masă? Acum e doar o bucată de lemn. Scaunel din lemn, o masă la fel, peste o podea și un parchet făcut din lemn. E adevărat ce-ți spun, eu ți-am spus doar ca să știi și tu. Cioc, cioc, cioc în lemne, cioc, cioc, cioc în lemne, cioc, 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 cioc. Multe lucruri am făcut din lemn. Lemnul nu se scufundă. Lemnul e foarte puternic. Și încă ceva, lemnul e volatil. Pandi, cred că ai vrut să spui că lemnul e versatil. Aha. Pandi, Pandi, hei, oh, hei, oh. Cioc, cioc, cioc în lemne, cioc, cioc, cioc în lemne, cioc, 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 cioc. Multe lucruri am făcut din lemn. Cioc, 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 cioc în lemne, cioc, cioc, cioc în lemne, cioc, 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 cioc. Multe lucruri am făcut din lemn. Multe-s făcute din lemn. Cioc. Mingea.
Bună ziua, copii! Bună! Țupa! Țupa, ce minge frumoasă ai! Da, e nouă! Pot să mă joc cu ea? Și eu! Și eu! Să ne jucăm împreună! Foarte bine, Țupa! Ai pus la cale un joc pentru toată lumea! Poate ar trebui să jucați ceva mai blând, copii. Să ne jucăm pe pernă. Bandi, prinde! Ia! Copii, dar nu puteți să vă jucați cu mingea pe o pernă. Vă trebuie altceva. Ce anume? Cred că iarba va fi perfectă. Dar noi nu avem iarbă. Dar avem semințe, acolo în săculeț. Trebuie doar să le plantăm, să le udăm, iar iarba va crește. Avem și un spațiu pentru asta. Trebuie să plantăm, să udăm și iarba va crește! Prinde! Milu, prinde! Iarba e moale! O minge jucăușă, iarbă moale și prieteni buni! Tot ce vă trebuie pentru un joc bun. Iarba. Țupa, știi ce e asta? Aha, iarbă! Gândecei și buburuze stau în iarbă cu alte gâze. Iarba-i toboganul lor, ele bâzâie de sol. Se grăbesc la casă lor. Copilași, ia spuneți-mi, cum e iarba? Este verde! Suculentă! Și e moale! Înaltă! Atât de înaltă! Da, și cea mare este o iarbă. Se cheamă bambus. Bambus! Bambusul tău e încă mic. Va crește! Și văcuța cea cu coarne va pe iarbă când e foame. Iar apoi se va culca. Iar apoi se va culca. Mult loptic iară va da. Iarba după ce-a crescut, să pășim pe ea-i plăcut. Hai-n ea să ne culcăm. Hai-n ea să ne culcăm. Dacă iarbă n-am avea, noi cu toți ne-am întrista. Vaporașe! Bună, Pandi! Bună! E cald astăzi? Tu cauți ceva? Da! Eu caut! Să facem așa! Uite, acolo vin Țupa și Ariciu! Bună, copii! Bună! Bună! Da! E cald! Chiar că e! Ce aveți voi acolo? Uite ce-am găsit! E lumină!
Acela este un polistiren. Polistiren! E foarte ușor și nu se udă. Puteți să construiți din el un vaporaș. Vaporașul meu! Iar acesta e al meu! Să mergem să navigăm! Pot să intru? Dați-i drumul! Apa e aici pentru voi, pentru ca să vă jucați în ea. Hei! Ai grijă! Pandi, tu de ce nu te joci cu ceilalți copilași? Eu nu vreau să mă joc! Opa! Pandi, ți-e frică să intri în apă? Un pic! Unul mare! Ai navigat cu el, așa e? Mă întreb ce pune Pandi la cale. Ce-i ăsta? Un vapor? Eu sunt vaporul! Copilași, voi toți chiar notați ca niște adevărate vaporașe. În notul. Înnotăm și plutim și iar înnotăm cu mânuța dreaptă. Ne ajutăm cu mânuța stângă. Ne ajutăm și ce bine știm să notăm. Și ușor, ca un peștișor și plutești mai lin ca un submarin. Și-apoi ne stropim, și-apoi ne stropim. Cât de bine ne distrăm în apă, notăm. Înnotăm și plutim și iar înnotăm. Mergi pe mare sau în cadă. Și-apoi ne jucăm, și-apoi ne jucăm. Cât de bine ne distrăm când ne spălăm. Înnotăm și plutim și iar înnotăm. Ajutăm cu mânuța stângă, ne ajutăm și ce bine știm să notăm. Înnotăm și plutim și iar înnotăm cu mânuța dreaptă. Ne ajutăm cu mânuța stângă, ne ajutăm și ce bine știm să notăm. Plu, 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 bul, plu, 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 bul, plu, 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 plu. De bine, bine ne distrăm. Cât de bine, bine ne distrăm. Cât de bine, bine ne distrăm. E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Și jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Da! Cartea. Bună, Milu! Bună! Ce faci acolo? O carte! O poveste despre mine! Odată de mult, Milu trăia... Unde trăia? Într-o poveste. Și eu vreau să fiu în poveste. Bună, Grohi! Salutare! Și eu vreau să fiu în poveste. Oh, nu! Nu mai este loc! Ai dreptate! Cartea e prea subțire. De ce nu mai adăugăm încă o pagină? Thank you.
Minunat! Aș putea poate să fiu și o poveste? Aș fi un dragon! Dragon! Hei! O carte! Cu un dragon! Și o prințesă! Eu unde apar? Stai puțin! De cine vei fi? Eu? Un magician, poate? Carte cu povești. Țopa e un magician, Grohi e prințesă, eu sunt un dragon. Și eu voi fi un dragon. Să fie doi dragoni. Ce carte groasă. Atât de mare. Ce poveste lungă. A fost odată un magician, doi dragoni, Grohi prințesa și Milu. Gros și subțire. Pandi, care din aceste sfori e mai subțire? Asta! Așa e! Și care e cea groasă? Asta! După un stejar mai gros, trei iepurași s-ascund ușor. Nu se vede niciun cap sau picior sau ochișor. După un pomișor subțire, ei nu se mai pot piti. Iepurașii noștri bravi se vor zări. Mai groasă, două bufnițe au stat. S-au uitat, s-au tot uitat și pe urmă s-au mutat. Însă pe creanga subțire bufnițele n-au mai stat. S-au speriat și apoi au și zburat. Câte crengi grosuțe tare, peste jarul și mai gros. Crengile mai groase cresc frumos. Ce crenguțe subțirele are pomul subțirel. Sunt precum corzile ce ne cântă noptele. Sunetele mai subțiri. Versiunea în limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime.